27.000 de euro. Cam asta a fost până acum valoarea maximă în bani pe care eu am reușit să o obțin cu ajutorul abilităților mele de relaționare cu oamenii. Banii sunt o monedă folosită în prezent și în general de acceptată de aproape toți oamenii. Prețul reflectă valoarea, iar banii măsoară prețul. Eu cred că banii sunt puțin la fel ca oamenii. Nu poți trăi fără ei și, sincer, e destul de greu să trăiești și cu ei. Până recent, am fost și eu de părere că banii există. Dar, de ceva vreme încoace, am înțeles că ei există doar până la un anumit punct din viața noastră. Știu, o să ziceți, bă, ăsta e nebun și în regulă, dar mai ascultați-mă încă câteva minute și vedeți ce am de zis. Ce vreau să spun când spun că banii există doar până la un punct în viața noastră? În momentul în care suntem la linia de plutire și ne zbatem să supraviețuim de pe o zi pe alta, banii sunt o prioritate. Sunt de acord. Pentru că avem nevoie să ne îndeplinim nevoile de subzistență. Hrană, adăpost, apă, haine și multe altele. Dar, și aici un mare dar, în momentul în care ajungem să trecem peste linia de plutire, iar nevoile de genul plata chiriei, plata facturilor, hainele cu care te îmbraci, alimentarea mașinii, nu mai există pentru tine, adică tu ai bani astfel încât să nu te mai deranjeze nevoile respective, nu-ți mai pasă de ele, ei bine, aici, din punctul meu de vedere, apare o problemă. Banii, pe cântarul valorilor, în viața fiecăruia, își micșorează greutatea. Și, din cauza că și-au micșorat greutatea, iar acum nu mai sunt la fel de, nu mai contează la fel de mult pentru noi ca și înainte, avem un mare gol, un hău, pe care eu consider că îl putem umple cu ajutorul relațiilor interumane. Vi se pare că Bill Gates sau Jeff Bezos sau, știu, Elon Musk, ei au nevoie de bani? Eu unul cred că ei nu au nevoie de bani. Au nevoie de valoare. Orice ar însemna valoarea la nivelul la care se află ei. Fie un om care poate știe să conducă bine firma, o mână fermă. Un om care are ca valoare respectul, integritatea și așa mai departe. Mi-am dat seama de acest lucru când am fost cam acum 2 ani, poate 3, la un curs de psihologie, unde am întâlnit fel de oameni care mai de care mult mai bogați pe plan financiar decât mine. Așa că am făcut ce am știut eu mai bine, mi-am luat valorile și le-am pus pe o tavă și am fost eu autentic. Aici am reușit să creez niște conexiuni destul de puternice cu foarte mulți oameni, dar acum vreau să povestesc doar de unul dintre ei și cum am reușit eu să creez o conexiune autentică și reală cu el. În primul rând, l-am tratat ca pe un alt om. Nu am simțit frică față de faptul că el avea bani sau autoritate în fața a multor altor oameni și am vorbit de la egal la egal. Încă câteodată chiar cu băi coaie, să mă ierte gramaticianul. Al doilea lucru.
I-am arătat că sunt de încredere și pot să fiu acolo tot timpul. Un exemplu ar fi în momentul în care îmi sună telefonul, de obicei răspund și spun, întreb, alo, da, e urgent sau poate să mai aștepte până îmi termin ce am de făcut acum și revin cu un telefon să discutăm. Lucrul acesta i-a plăcut și mai mult. Iar cel de-al treilea lucru, am spus tot timpul, dar tot timpul, ce am gândit, chiar dacă gândurile pe care eu le-am avut nu au fost deloc în concordanță cu gândurile lui. Și am ținut-o tot așa și mi-am arătat valorile și le-am adus în viața lui, până când, la un moment dat, cred că am oferit multă valoare, iar a venit oportunitatea. Mi-a oferit produse pe care să le vând în valoare de, după cum vă spuneam și mai devreme, 27.000 de euro. Și nu am făcut-o, dar asta este o altă poveste pentru un alt discurs pe care o să vi-l spun altă dată. Acum vreau să vă spun că nu mi-a oferit produsele respective pe o diplomă. Nu mi-a oferit produsele respective pe o certificare. Mi le-a oferit pe încrederea mea, pe o strângere de mână. Pe final, vreau să vă las cu regula celor 6 strângeri de mână. În teorie, regula spune că oricare doi oameni de pe acest pământ se pot conecta cu ajutorul celor din jurul lor prin maxim 6 pași. Se formează un lanț de afirmații de genul am un prieten care are un prieten care are un prieten și, în general, în maxim 6 pași se ajunge la persoana dorită. Așa că nu înțeleg de ce vă mai uitați la mine, ce mai așteptați, mergeți și strângeți mâinile alea. Salutare tuturor! Voi evolua prin prisma 4 aspecte, 2 aspecte care mi-au plăcut foarte mult și 2 aspecte care cred că ar putea fi îmbunătățite. În primul rând, Răzvan, calitatea informațiilor despre care spuneai că este important pentru tine. Din punctul meu de vedere, mie mi-au plăcut informațiile, consider că sunt niște informații valoroase ce ne-ai prezentat. Și modul în care ne l-ai prezentat, ai avut un ritm mai rar și bine articulat, am apucat să mestec fiecare cuvânt pe care l-ai spus. Și anume ce fel de informații. Ne-ai vorbit despre, spre exemplu, regula celor 6 strângeri de mână. Nu știam despre această regulă. Ce mi-a mai plăcut a fost un limbaj al trupului extraordinar. Mi-a plăcut super mult acest limbaj. În momentul în care ne-ai spus așa, mi-a luat valorile și mi le-am pus pe tavă. Mi-a plăcut foarte mult că ai limbajul tău arăta ca un ospătar sau ne-ai arătat o inimioară și la final când ai menționat regula celor 6 mâini ai făcut această strângere de mână și pe tot parcursul discursului tău am simțit această conexiune puternică între ceea ce ne spui și ceea ce ne arăți. Foarte fain. Pentru celelalte 2 aspecte care cred că ai putea să le îmbunătățești, primul se numește structură și proporție. Deși ai avut niște tranziții foarte elegante, chiar mi-au plăcut tranzițiile tale, eu am simțit că discursul tău e de fapt 3 discursuri. Și am simțit cumva prima parte în care ne-ai vorbit despre bani, despre importanța banilor, am simțit că ai partea de început și tot așteptam să intri în piesa principală care, din punctul meu de vedere, în acest discurs, este povestea ta și experiența ta,
care am simțit că ocupă un loc mult mai mic sau o proporție mult mai mică decât acea parte stufoasă în care ne-ai vorbit despre bani și despre rolul lor. Și ca în final să ai această a treia idee, care nu am regăsit-o sau nu mă așteptam să o introduci la final, cumva regula celor șase strângeri de mână. Aici am simțit că, adică mie cel puțin, mi-ar fi plăcut să te concentrezi mai mult pe experiența acelui eveniment de care ne spuneai mie de psihologie și prin prisma acestui eveniment să fi atins și celelalte elemente, no, partea de început cu banii și partea de final. Așa. Al doilea lucru care cred că l-ai putea îmbunătăți sau credibilitatea, ai fi fost mai credibil dacă în povestea ta, am simțit că povestea ta nu a avut o finalitate. Adică ne-ai povestit cum te-ai dus la această conferință, nu ne-ai spus despre ce conferință este vorba, nu ne-ai spus exact ce ai făcut, ne-ai spus că doar ai interacționat, dar nu am simțit că ai menționat exact cum ai făcut sau care ar fi o metodă de a interacționa cu acei oameni și ai venit cu un final neclar. Adică nu ne-ai spus cine este acest om și nu ne-ai spus ce ai făcut până la urmă cu aceste produse valoroase. Și din punctul ăsta de vedere, eu am simțit că credibilitatea în acest sens nu a fost atinsă, din punctul meu de vedere. Și ca să sumarizez, calitatea informațiilor mi s-a părut foarte bună, limbajul trupului excelent, proporția și dozajul elementelor cred că ar merita revizuită și credibilitatea cred că ar crește foarte mult dacă ai venit cu o poveste completă și cu un final puternic din care fiecare dintre noi am putea să tragem niște învățăminte. Mulțumesc, mult succes pe data viitoare!